Cum ar trebui să arate o societate în care inovația și creativitatea ajung atât în sistemul educațional, cât și în administrație sau în fiecare zonă profundă a societății. Alături de noi în această seară se află o parte dintre cei 77 de autori, se află invitațiilor, se află foarte mulți oameni care ne sunt dragi și îl voi invita alături de mine pe celălalt coordonator, domnul Marius Stoian, care vă va spune câteva cuvinte. Această lansare are loc, vedeți, într-un context în care lucrurile par a se prăbuși. Dimpotrivă, eu cred că este o oportunitate fabuloasă și că într-un câmp cu forțe inteligente, unii curăță terenul, iar alții își asumă această dorință, expresie a societății civile de a reconstrui și de a pune în valoare oameni pe care altfel ei există, fiecare jucând pe terenul lui. Dar o carte de acest tip arată, este un semnal puternic pe care îl adresăm societății românești în integralitatea ei, că România are resurse umane capabile să producă idei și proiecte contemporane timpului universal, elitele acordate la fluxuri de idei și valori universale. Sunt 77 de oameni, unii cu atitudini, alții cu concepte, alții cu descrieri de proiecte, toți dând un soi de meta-mesaj. Acesta. România are capacitatea de a se regenera. Există oameni care trebuie puși în valoare. Ceea ce facem noi, în fond, este, de fapt, dorința de a facilita niște procese pozitive. În fond, cartea asta este, după cum veți vedea, un hub de idei. Este un hub de idei bazat pe un concept nou. Noi vom lansa această carte, practic, până la sfârșitul anului, încercând să ducem acest mesaj în toate centrele universitare reputate. Nu mă refer numai la Cluj, la Iași sau la Timișoara, unde există un ferment, să zicem, pentru industriile creative, există un ferment deosebit și acolo lucrurile se întâmplă bine, dar sunt și universități mai mici în reședințe de județe sau fracții de universități, unde aerul proaspăt pătrunde ceva mai greu. Vom încerca să ducem acest mesaj în toate aceste zone. Deci, îmi permit să întrebăm la orizont formarea unei mase critice de noi figuri depolate moral, nevirusate ideologic, nealterate psihologic, care pun vectorul România pe direcția pozitivă. Nu știu dacă 2015 va fi mai bun sau mai rău, din punct de vedere economic, social, dar știm sigur că va fi anul generației Y. Nu este ușor, pentru că nu am știut că fac parte din acest scenariu, din desfășurător. Chiar și atunci când am fost invitat să scriu, să aștept câteva rânduri, am avut o ezitare și am întrebat dacă este lucrul meu în acest mănunchi de tinerețe, de entuziasm, trăsători care definesc pe cei care au intrat în alcătuirea intelectuală și profesională aceste volume. Vă spun de ce am ezitat, fiindcă nu știu dacă numai în societatea românească, dar o caracteristică a vremurilor noastre este că rândurile sunt răvășite. Și există animozități, nu numai între persoane foarte apropiate, unde probabilitatea să se nască resentimente și conflicte iremediabile este foarte ridicată, dar și între oameni care nu se cunosc bine. Iar atunci când oamenii nu se cunosc bine, probabilitatea este și mai mare pentru a se naște conflicte. Conflicte foarte urâte care nu se resolvă cetății. Nu numai România. Colegul Marius Stoian, englezii le spune kindred spirits, pentru că suntem colegi din acest punct de vedere.
El cu generozitatea care îl caracterizează ca om, o forță extraordinară, a minții, alături fiind Bogdan, Gavrilă, un personaj care face parte din generația prezentată în acest volum. Ei sunt poate mai aproape de cei din acest volum. Repet, am avut o ezitare, deși eu, în mod constant, n-am aplicat de la o creză al meu. Și am fost tânăr, foarte aproape de cei care reprezintă această generație, și eu m-am confruntat cu ziduri, unele dintre acestea pe care cei adăpostiți aici, și în general, cetățenii României de astăzi, ziduri pe care nu le cunosc, noi cei albiți la păr, uneori la suflet, la minte, veșim, dar societatea noastră are nevoie de prospeții. Așa cum Europa are nevoie de prospețime, de idei autentice, de generozitate, pentru că am folosit acest cuvânt, de oameni care să nu fie prizonieri unor fundamentalisme și, în general, cei mai tineri, statistic vorbind, nu sunt prizonieri unor trasee foarte stricte și rigide de raționamente. Ai putea să crezi că este pur și simplu o crestomanție, Hristos, o culegere de eseuri, ceea ce n-ar fi rău în sine, însă este considerabil mai mult. Fiindcă acest volum, și aici împărtășesc teza enunțată de Marius Stoian, este că acest volum ilustrează foarte bine o forță pe care o au numeroși cetățeni într-o țară care oricât ar recuza unii schimbarea, nu mai este cea din perioada imediată de după 1989. La aproape un pătrat, la mai bine de un pătrat de la Cădeta Zidului Berlinului, și România s-a schimbat și nu puține domenii în mod fundamental. Și totuși avem o țară cu multe probleme, o țară, am spus, uneori deșirată, cu o mare cantitate de conflictualitate. Această generație, în care eu cred și pe care eu o sprijin, are, în opinia mea, forța să schimbe. Nu înseamnă că această forță, în mod automat, se va concretiza, se va materializa în schimbări efective. Ce este potențial, nu neapărat devine și ceva efectiv. Și nu ne rămâne decât să sperăm să le fim alături, dacă vom fi primiți în rândurile lor la nevoie să acceptăm cei din o altă generație și să dorim României să beneficieze cât mai mult de ceea ce ei pot să ofere acestei țări și unei Europe democratice, o Europa care și ea să nu să fie lovită prea mult de necazurile pe care vedem că se înmulțesc bine fericit. Adică trăim vremuri foarte, foarte dificile. Oricât a vrut Marius să fie de optimist, cu o notă vizibilă, ieșită din culorile cenușii, realitatea este că e dramatică. Aceasta este realitatea pe care o trăim. Și cu atât mai mult generația pe care o omagiem în această seară are de ce să se ridice la înălțimea și intensitatea provocărilor cu
care se confruntă societatea noastră. Și voi fi alături de acești tineri întotdeauna, fiindcă ceea ce văd și de la Matei, copilul meu, a fi aproape de ei, te ajută să rămâi tânăr, să rămâi onest. Și iar vă spun cu sinceritate acest lucru. Și le doresc să rămână aceiași. Chiar îmbătrânirea să îmbătrânească frumos. Eu o săptămână de când am în mână această carte, evident, n-am citit-o încă complet. Unele texte le-am citit în întregime, altele le-am frunzărit. Cred că pot desprinde câteva idei principale. Prima. Mi se pare că această carte e o confirmare clară a ipotezei. Pentru unii mai plauzibile, pentru alții mai puțin, că aceste noi generații, copii ai internetului, sunt ființe umane în al căror creier lucrurile se așează altfel decât se așezau în creierul nostru când eram de seamă. Și de aici consecința este că trebuie să le acordăm mare atenție, să nu credem că a educa înseamnă a le cere să repete ei experiența noastră. Și să învățăm de la ei. Vă mărturisesc că am învățat multe lucruri din cât am citit și încă voi mai învăța. Și am să vă dau exemplu. A doua idee revine mereu în textele din această carte faptul că la rădăcina răului cu care ne luptăm se află eșecul educațional. Și mulți dintre autori se declară dornici, hotărâți să lupte pentru îmbunătățirea educației. A treia idee. Academicianul Daniel Dăianu, în postfața sa, pornește de la întrebarea: pot acești tineri să schimbe România? Și răspunsul pe care îl dă pune drept cuvânt cheie cuvântul alianță. Pot, în măsura în care există o alianță a celor care vor schimbarea. Aici e problema. Am să vă spun ce mi s-a întâmplat mie în ultimul an. Și am să o iau pentru că e mai greu să le amintesc cu cele mai vechi, am să le iau din octombrie încoace. În octombrie am fost invitat de Asociația Română a Dealerilor Manager, condusă de Marius Bostan, la o dezbatere exact pe problemele care sunt discutate și în această carte, dar acolo sloganul era Agenda Digitală. O lună mai târziu, în noiembrie, la Cluj-Napoca, o altă asociație, TEDx, ne-a invitat în fața câtorva sute de tineri să dezbatem din nou aceleași probleme cu alte slogane, dar care revin la același lucru. Să venim cu... Ni s-a dat fiecărui vorbitor, dar 18 minute. Și a spus în 18 minute să le spuneți acestor tineri
câteva lucruri, câteva idei care să le rămână. Dar, în ultima instanță, problemele erau exact acestea. În iunie 2015, tot la Cluj, la Foca, va fi, iarăși, pe durata unei săptămâni, o manifestare cu sloganul să creăm viitor, creator de viitor, să fim creator de viitor. Splendid! Vă dați seama că cei din această carte și pentru prima oară când astfel de eforturi se reunesc într-o carte de asemenea proporții, sunt într-o alianță deocamdată potențială, care ar trebui actualizată, cu toți cei pe care am evocat aici. Și trebuie să vă spun, v-am evocat doar evenimente din ultimile luni și din lunile care urmează. Dar dacă merg la ultimii 10 ani, pot să fac o listă de zeci de astfel de inițiative care rămân fiecare pe cont propriu, nu se coagulează, nu se unesc, nu formează o masă critică care să producă schimbarea la care se referea Cătălinișanul Dăian. E nevoie de acest lucru, să trecem peste orgolii, să credem, da, dar inițiativa noastră e mai ceva decât altora noi. Nu se poate așa. Noi mereu vorbim de competiții în societatea noastră și multe competiții sunt pseudo-competiții. N-au nicio valoare. Dar nu prea vorbim, nu îi învățăm pe copii să coopereze. Cooperarea e cel puțin la fel de importantă ca și competiția. Și în încheiere am să mă refer la un articol din acest volum, el merită o dezbatere mult mai amplă, un articol despre fericire. Există acest apetit al tinerilor pentru vorbe mari. E un articol despre nemurire, e altul despre moartea comunicării lingvistice, evident, hiperbole literare. Dar în articolul despre fericire, această tânără generație își face portretul. Și e foarte important să-l urmărim cu atenție, pentru că învățăm din el prin ce sunt acești tineri altfel decât noi și ce putem noi să le dăm, să-i ajutăm pentru ca să fie mai bogați decât sunt. Și anume, portretul pe care ei îl fac este următor. Sunt așa. Trei lucruri. Internet, telefon mobil, jocul video. Și totul se mișcă în acest perimetru. Tot. Și fericirea tot. Este uimitor pentru o ființă ca mine să constat că pentru ei, și lucrul ăsta se vede cu ochiul liber, internetul se reduce la rețele de socializare. Este, vă spun aici, aici e marea tristețe. Pentru că în măsura în care internetul este o comoară, e o comoară, dar comoara nu stă în primul rând în rețele de socializare. Internetul este o comoară de cultură. Am descris-o în dialogul meu cu academicianul Dăian, care a fost publicat în România Literară, am atins aceste. Faptul că acești tineri născuți fie odată cu internetul, fie la scurt timp după, fie puțin înainte, n-au primit nicio educație pentru o folosire inteligentă a internetului. Au fost lăsați să zburde pe internet, să-și piardă vreme cu tot felul de prostii și nici astăzi tot șirul de nimic și a educației pe care am avut, niciunul n-a înțeles
că internetul trebuie să facă parte din educație, parte organică, că trebuie educată frecventarea inteligentă a internetului, ca asta nu e, că nu te naști cu așa ceva. Nu se înțelege lucrul ăsta. Și din cauza asta ești om.